Bună, eu sunt Simona, bine ați venit pe canalul meu. Zilele trecute am făcut un video în care v-am povestit ce metodă de întreținere am ales pentru părul meu și am promis că revin cu un nou video în care vă arăt care sunt exact produsele pe care le folosesc în rutina mea. Am așteptat puțin până să filmez acest clip, deoarece am comandat și câteva produse noi pe care le voi prezenta și pe ele aici, întrucât inițial am dat greș cu câteva produse pe care le-am comandat nefiind conform metodei Curly Girl și care conțineau câteva ingrediente interzise. M-am gândit să cuprind toată gama pentru o spălare și styling complete, așa că am luat șampon, balsam, mască, aici am luat două pentru că mi-au plăcut amândouă și n-am putut să aleg, dar cred că am și realizat că fac lucruri diferite și ar fi bine să le alternez, un balsam leave-in și separat am luat un gel de păr de la supermarket. Dar hai să le luăm pe rând și îmi cer scuze dacă mai greșesc denumirea produselor. Avem după cum urmează. Șamponul este Omager Tud, șampon reparator pentru păr uscat sau deteriorat, ovăz și urzică. Vă spun din start, nu este Curly Girl Method. Am greșit când am ales acest produs. Dacă m-aș fi uitat măcar un pic la început, este chiar al doilea ingredient. Sodium cocosulfat este interzis în metoda Curly Girl, usucă părul așa cum v-am zis în videoclipul anterior. Deci nu îl pot folosi, este bun doar pentru spălarea finală. La mine nu mai este cazul pentru că am făcut-o deja și am început metoda Curly Girl. Poate pe viitor, dacă cumva greșesc cu vreun alt produs și trebuie să o refac, e bun de avut acolo. Următorul este balsamul. Eu l-am ales pe acesta, tot de la Omager Tud. Este balsam protecția culorii pentru păr vopsit, gălbenele și brusture. Pare a fi în aceeași gamă cu șamponul de mai devreme, însă acesta este ok. Am văzut pe grup că este conform metodei Curly Girl. Din cauza lui, cred că m-am grăbit și am ales și șamponul de mai devreme. Tocmai de asta vă spun că trebuie să citiți foarte bine ingredientele, pentru că dacă sunt din aceeași gamă sau dacă sunt de la același producător, nu înseamnă că sunt ok. Până acum l-am folosit de 3 ori. Este un balsam ok, este ușor, care nu încarcă părul, pare potrivit pentru tipul meu de păr. Acum urmează masca. Prima pe care am ales-o este masca de la Sarema, pentru păr colorat și uscat, care conține și proteină și m-am gândit că este bun la început de metodă acum, părul fiind uscat, proteina ajută foarte mult. O folosesc pe părul ud și strâng foarte, foarte bine în pumn părul pentru a pompa ingredientele în firul de păr și apoi se clătește. Următoarea este tot mască, v-am zis că sunt două măști. Este de la Organic Shop și este mască de păr bio pentru volum cu iasomie indiană și jojoba. Mi s-a părut a fi o mască care nu încarcă părul, deci pentru păr subțire ca al meu. Recunosc că mi-a plăcut și care iasomie și m-am gândit că o să miroase foarte bine, dar mirosul nu mi se pare că rămâne în păr. Oricum urmează după ea alte două produse, deci nu știu cât putea să rămână mirosul pentru că era acoperit de următoarele două produse. Următorul este un produs de leave-in care nu se clătește, deci. Iar eu am ales atunci balsam leave-in profesional pentru păr creț, Be Curl, de la Natura Siberică. Și aici iar am greșit, deoarece conține numai puțin de 3 siliconi. Now seriously, 3 siliconi pentru un balsam care se vrea pentru păr creț. Dezamăgitor, mai ales că îmi dorisem foarte mult un produs leave-in și acum rămăsesem fără. Deci încă o dată, citiți foarte bine ingredientele ca să nu pățiți ca mine. Faptul că scrie pe el că este pentru păr creț ondulat și formarea buclelor și așa mai departe nu garantează că este ceea ce trebuie. Separat am mai luat și un gel de păr de la supermarket. Este acesta, Taft V12, pe care îl aplic după ce am terminat toate celelalte produse și apoi usuc cu feonul și sparg apoi crusta ce se formează strângând părul în pumni. Cu toate acestea, rezultatul nu a fost chiar atât de dezastruos, deoarece aceste produse, chiar dacă conțin unele ingrediente interzise și a trebuit să refac spălarea finală, totuși sunt mai puțin dăunătoare decât ce foloseam în trecut și am observat o îmbunătățire a felului în care mi arată părul. Acum că am avut ceva mai mult timp la dispoziție, m-am documentat și am citit bine toate ingredientele produselor noi comandate. Încă nu am apucat să le folosesc, deoarece am vrut să fac acest unboxing și să le văd odată cu voi, să vă prezint și vouă fiecare produs în parte. Așa că dacă sunteți curioși și vreți să aflați magazinul de unde am făcut comandă, lăsați-mi un mesaj în comentarii și vă răspund cu drag acolo. Hai cu unboxing-ul, că și așa am așteptat destul și abia aștept să văd ce am în pachet aici.
mai ales că sunt produse noi și pentru mine pe care nu le-am mai folosit până acum, dar înainte de asta nu uita să dai un like la acest video, să te abonezi la canal și să apeși și pe butonul de notificări pentru a fi anunțat de fiecare dată când încarc un nou video. Atenție, următorul video va fi despre cum să afli ce tip de păr ai. Iar acum, pachetul. Primul produs este șampon, pentru că am dat greș cu ceilalți și am vrut să fie în cantitate mai mică, să văd cum ne înțelegem. Este șampon pentru toate tipurile de păr de la Giovanni. Șampon revigorant 3 Triple Treat. Următorul, și abia așteptam, este Flora & Curl, loțiune activatoare de bucle. Am auzit mai cuvinte de laudă despre această loțiune, abia aștept să văd cum este. Se folosește pe părul ud ca și un balsam leave-in, doar că în plus ajută și la definirea buclelor. Următorul produs este tot de la Flora & Curl și despre acest gel am auzit de bine. Acesta tot pe părul ud se folosește la sfârșit pentru a fixa buclele. Și ultimul produs este un șampon de clarifiere. Inițial am zis să nu-l comand pentru că se folosește mai rar, o dată la câteva săptămâni, fără sulfați, și are niște agenți chelatori care ajută la curățarea firului de păr, de produsele de styling și apa dură care se pot depune pe el. Cel mai important lucru al acestor produse este faptul că beneficiile lor, împreună cu tehnica pe care v-am prezentat-o în videoclipul anterior, dau rezultate foarte bune. În ultima vreme am primit întrebări de genul: Simona, unde ți-ai aranjat părul? Ce ai făcut de buclele tale arată mult mai bine, nu mai ai părul atât de înfoiat? Iar eu sunt tare bucuroasă să le răspund tuturor, să le spun despre metoda Curly Girl și despre importanța utilizării unor produse bune pentru păr. Să le spun că de fapt părul meu natural așa arată, trebuie doar atenție la produse și la ingredientele pe care le conțin și la rutina de îngrijire, câteva minute în plus pentru a ajunge la aceste rezultate. Iar pe viitor, împreună cu aceste produse noi pe care tocmai le-am cumpărat, sper să arate și mai bine și lucrul acesta să se vadă. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final. Sper să te fi ajutat cu măcar o informație utilă. Toate cele bune! Pa, pa!